dar sunt mult mai interesată de următorul subiect, pentru că astăzi, la lecția de frumusețe, învățăm cum obținem un efect de lifting, adică de întinerire al feței cu ajutorul machiajului. Tania Cosma, bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Cu cine ai venit astăzi? Cu Milena. Bună, Milena, bine ai venit! Bună, fetelor! Nu, bună, fetelor, opriți acolo din biscuit și pentru noi. Bun, Tania, cât de mult ne ajută machiajul dacă vrem să schimbăm ușor din fizionomia feței? Îmi place cum ai spus, ușor. Ușor. Pentru că doar prin aceste chestii ușoare, simple, reușim să ne întinerim. Un machiaj agresiv îmbătrânește și niciodată nu ne ajută și nu ne pune frumusețea în valoare. Așa că pentru astăzi am gândit câteva trucuri foarte simple, poate extrem de simple, dar cu un efect wow. Bun, păi hai să vedem despre cu ce vrei să începem. Eu aș începe cu zona ochilor. Total de acord. Nu? Bun. Și aș începe cu sprâncenele. Iar total de acord. Suntem pe aceeași lungime de undă, Tania, astăzi. Exact. Bun, hai să vedem. După cum vezi, deja pe jumătate de față avem o sprânceană stilizată, da, care este ușor liftată, da, dar nu foarte agresiv, pentru că văd firul de păr și văd sprânceana în sine. Cealaltă este sprânceana normală, naturală, pe care o avem noi în fiecare dimineață. Perfect. Corect? Ce truc ne înveți astăzi un truc în zona foarte, sprâncenelor? Un truc foarte important este să avem două creioane de sprâncene. Cu o nuanță mai deschisă și una mai închisă. Bun. Pe care le vom poziționa strategic și cum anume. Dar înainte să începem să colorăm sprânceana, o pieptănăm. Este foarte important să o pieptănăm și să-i vedem direcția ei. Observăm aici, este un pic mai gol. Corect? Da. Ei, o să venim și o să umplem cu un creion. Eu voi alege în prima față creionul mai deschis la culoare. Pentru că nu vreau să fie o sprânceană agresivă. O sprânceană agresivă întotdeauna maturizează, întotdeauna înăsprește trăsăturile, iar în felul ăsta nu vom ajunge niciodată la întinerire. E, pieptănăm, da? Deci ai observat, aplicăm cu creionul, pieptănăm. Bun. Mergem mai departe și în colțul extern, unde sprânceana coboară, noi, da, aici mergem cu mișcări ascendente deasupra sprâncenii, niciodată sub sprânceană. Tocmai ca să ridice tocmai un pic, ca aici să ridice în zona un asta. Pic zona respectivă. Mm-hmm. Exact, exact. Și deja se schimbă geometria sprâncenei. Cu ajutorul creionului mai închis, pentru că nu sunt foarte multe fire de păr aici, venim și trasăm liniuțe, fire, tocmai, da, ca să simulăm ca și cum ar fi deja niște fire de sprânceană acolo. Fire, bun, naturale, da. Exact. Perfect. Și observăm deja armonia aceasta între un creion mai deschis și unul mai închis, completează foarte frumos sprânceana. Întotdeauna avem grijă să umplem golurile, nu încercăm să punem creion peste zona unde deja există fir de sprânceană. Și un alt lucru esențial este să le pieptănăm și să le fixăm cu un gel transparent. Da? Mergem în direcția firului de sprânceană. Perfect. Și liftăm sprânceana în felul, perfect, acesta. Bun. Mai, bun, departe. Astăzi învățăm, Tania este alături de noi și ne învață cum să ne reîntinerim fața cu ajutorul machiajului, câteva trucuri, așa? Bun, mergem mai departe. Cu ce mergem? Mai departe mergem cu un machiaj care ne ajută la mărirea ochilor, da, și este foarte bun, mai ales dacă ai ochii mici. Și chiar ochii căzuți. Te uiți la mine, ai mei sunt mici. Ai tăi sunt suficient de expresivi, te rog frumos. Da. Bun, hai iar să vedem. Pentru asta o să am nevoie de o pensulă cu care să aplic fardul și una cu care să difuzez. Uh-huh. Ca și cromatică aș opta să mergem pe o nuanță neutră, un maro neutru și să fie într-o textură mată, pentru că matul practic creează profunzime și mărește. Bun, hai să vedem. Eu o să aleg această nuanță de maro de aici și mergem, privirea în jos, mergem și creăm un soi de V, observ din colțul extern și rama genelor, urc cu acest V până spre colțul intern, dar sunt doar în pliul ăsta. Nu ne uităm că apare nedifuzat acum, pentru că ne vom folosi de o altă pensulă curată din fir de păr natural și prin mișcări circulare vom extinde fardul pe toată amploarea pleoapei superioare. Și așa ne dă efectul că s-a mărit. Și așa ne dă efectul că s-a mărit, exact, pleapa, exact. Și o să observăm cum se ridică și e foarte important să mergem cu acest fard ușor spre direcția, spre sprânceană, pentru că mărește pleoapa superioară. Bun. Da? Bun, apoi același lucru l-aș pune chiar și pe pleoapa inferioară. Da. Adică cu o pensulă un pic mai micuță, vin de-a lungul pleoapei inferioare cu același fard. Nu-mi trebuie alte nuanțe de fard. Da. Este foarte important să fie mat, pentru că dacă ar fi strălucitor, lucios, s-ar vedea foarte urât. Uh-huh. Și cu altă pensulă micuță o difuzăm.
dacă cumva un truc, dacă cumva ai greșit și a venit cu un fard mai intens și prea mult, acolo vii cu puțină pudră și treci peste fardul unde consideri tu că ai greșit aplicația. Aplicarea. Bun. Așa, mai facem ceva la ori? Și observăm. Acum, ce mi-ar plăcea mie să continuăm este să dăm puțină strălucire. Și aici ne jucăm cu o altă textură de fard, și anume un fard mai sclipicios, așa, care acesta, prin felul său de luciu, va crea efectul de mărire, pentru că reflectă lumina. Am înțeles. Și punem doar pe plapă acolo. Deschide. Punem deci doar pe plapă. Exact. Perfect. Un alt lucru foarte important sunt sprâncenele. Sprâncene. Pardon, genele. Am rămas încă la sprâncene. Genele. Ai venit cu asta. Da. Ai venit cu asta. Este, este un ondulator de gene. De gene, da. Acum ești tu pe sprâncene. Privirea în jos. Așa. Doar ondulăm foarte delicat. Da? Când faci tu acasă, încearcă să ai mâna sprijinită de masă. Altfel, dacă nu, riști să-ți cam... Să-ți mulți sprâncenele. Genele, că s-a întâmplat asta. Genele. Noi o să rămânem cu... Așa, perfect. Bun. Foarte După fin. Care, foarte, foarte fin, venim cu mascara. Și o să vedem că genele deja ondulate, aplicate cu mascara, vor mări... Oferă și mai mult... Exact, exact. Măresc și mai mult exact, ochiul. Exact. Hai să mergem și în altă zonă. Bun, am terminat cu zona ochilor, am avut sprâncene. Da. Și mergem unde să mergem acum? Și știi acum? Ce mai este important? Să punem mascara și pe genile inferioare. Tot timpul? Privirea în sus? Dar ce, există cineva? Mai sunt persoane care nu pun? Da, sunt care nu pun. Pentru că și acest truc mărește zona ochilor. Bun, următorul ar fi blush-ul. Blush-ul noi putem să-l folosim pe post de contur. Nu știu dacă știai. Blush-ul pe post de... Nu. Da. Cum? Da, pe pentru că nu mai mergem pe acea zonă clasică în zona pomeților, ci urcăm cu blush-ul și vreau să-ți arăt. Ia, chiar vreau chiar să-ți mai demonstrez. Da. Deci aici ar fi normal zona blush-ului, da? Da. Pentru că este punctul cel mai înalt al sau pometele. Sau aici, că te zice, hai zâmbește, Nu zâmbim, pentru că tu când zâmbești te ridică pometele, când revii se duce în jos. Adevărat. Nu, stai cu privirea, cu fața relaxată. Am înțeles. Da, și avem punctul cel mai înalt, după care mergem în sus, spre tâmplă, ca și cum ar fi un contur, da? Și mergem cu acest blush până spre zona tâmplei, iar mie îmi place să vin și pe lateralul frunții puțin. Pentru că se combină foarte frumos, cromatic și avem acea piele colorată, îmbujorată, tânără, întinerită. Exact. Despre asta vorbim astăzi cu Tania, despre tehnici de machiaj, cum să ne întinerim piele. Ai aplicat vreodată blush-ul și pe lateralul frunții? Recunosc că da. Bravo! Am văzut-o pe la tine. Bravo! Super! Așa. Și în felul ăsta am obținut și îmbujorare. Mi se pare mie, dar se ridică așa un pic pometele când aplici în sus. Se ridică pentru că tu urmezi, practic te ghidezi de linia osaturii pometelui, care este ușor ascendentă. Dar dacă noi o potențăm cu o culoare, fie că este blush, cum este cazul nostru, sau fie că este un contur, el clar definește și mai bine. Am observat că n-ai pus aici sub forma, sub ochi, la cearcă. Nu, niciodată, niciodată. Nu. Chiar am întâlnit această întrebare, dacă punem blush și, sub zona, și în zona cearcănelor. Nu, pentru că acest lucru nu va face altceva decât să scoată în evidență zona cearcănelor. Bun, perfect. Și combinarea de culori între roșu și cearcăne nu e bine. Bun. Ce ne mai înveți? Cam astea sunt cele trei trucuri? Sau, ce te mai învăț este dacă tot vrem să mărim un pic ochiul, putem să venim cu un creion ușor mai deschis la culoare, care să fie un pic cremos. Observ că chiar l-am și așa și aplicăm chiar pe zona waterline, unde vom obține un ușor efect de luminare. Și un alt truc este să venim cu puțin iluminator pe care să-l aplicăm în colțul intern aici, pentru că orice punct de luminozitate mărește. Uh-huh. Și mie îmi place să vin un pic chiar și sub sprânceană. Dar delicat, nu foarte mult, pentru că altfel creăm efectul acela de sclipici prea exagerat și îmbătrânește. Perfect. Tot ce este exagerat îmbătrânește. Exact. Într-un fel sau altul. Exact. Foarte frumos. Uitați, deci s-a înțeles, nu? Am înțeles, doamna profesoară, să știți că am fost aici. Nu știu dacă au înțeles și băieții, dar nici nu contează că ei au stat și au mâncat. Nu e adevărat. Cine a mâncat? Tot ce este exagerat îmbătrânește, tocmai de-aia nici noi n-am exagerat cu biscuiții, să știi. Bravo, mulțumim, Tania, mulțumim fetelor.